Primul termen în acest proces a avut loc astăzi, iar magistrații au hotărât ca următoarea înfățișare să fie programată pe 20 noiembrie, când va trebui să vină și partea vătămată, adică președintele Traian Băsescu. Prezența nu este obligatorie, este parte vătămată. Poate să fie asigurată de un apărător ales, de un apărător din oficiu sau prezența părții vătămate în instanță. Adrian Zglobiu se afla în mulțime când șeful statului se pregătea să urce pe bricul Mircea. Din pricina unor nemulțumiri personale, tânărul l-a scuipat pe președinte și a fost apoi reținut pentru ultraj 24 de ore. Ulterior, procurorii au hotărât să-l cerceteze penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. M-au trecut cu tulburări pe noi. M-au aranjat. Nu cred că să vor fi lucruri bune.